Azi e ziua ta, azi e ziua ta, pentru tine voi cânta. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, toți te vor felicita. Azi e sărbătoare, toți suntem aici, de la mic la mare, cei mai buni amici. Veselie multe, totul e frumos, se ai drum în viață cât mai luminos. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, pentru tine voi cânta. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, toți te vor felicita. Să primești iubire și să dăruiești, ai numai o viață să știi să o trăiești. Pentru sănătate sus paharul plin, vise împlinite și un cer senin. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, pentru tine voi cânta. Azi e ziua ta, azi e ziua ta, toți te vor felicita. Și ani de rândul plin de bucurii. Bună ziua, dragilor! În această zi minunată, echipa Florării Ali se află în Roman. Am venit cu această ocazie să-l felicităm pe domnul Ion cu ziua numele și să-i urăm sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea surorii. Mergeți spre el! Poate la dumneavoastră, Ionuț? Se poate? Așa este, suntem doi Ionuți astăzi, doi sărbătoriți. Suntem de la Florării Ali din Roman și am o surpriză pentru dumneavoastră. Și dacă îmi permiteți să filmăm, da, este bine. La mulți ani, drăguțul mică ce ești. Cum am și spus, suntem de la Florării Ali și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Și să vă întreb așa un picuț, cum credeți, cine ne-a trimis aici la dumneavoastră? Nu știți. O să vă las așa cu inima cât un purice și nu o să vă spun acum din partea cu este. Și dacă îmi permiteți să vă înmână, era și pentru soția dumneavoastră, dar dacă nu este, o să vă înmân dumneavoastră de la Florării Ali din Roman și am o surpriză pentru dumneavoastră. Întrebam și pe soțul dumneavoastră dacă știe cine ne-a trimis aici și a zis că nu știe, nu-și dă seama. Acum dumneavoastră știți, credeți cineva care ne-ar putea trimite aici? Nu. Dar nu vrei să tai aici acum? La fel am și un mesaj de felicitare. Și dacă se poate să-i dau citirea acestui mesaj cu multe cuvinte frumoase și de numai bine către dumneavoastră, știi că te ține picile. Că el, da, stați fără grijă, îl citesc eu. Dragul meu frate, astăzi de ziua numelui, a ta cât și a scumpului tău băiețel, îți scriu aceste rânduri care să-ți amintească cu drag de mine și de copilăria noastră. Au trecut ani de când nu mai suntem împreună. Aici mă refer la anii cei mai frumoși petrecuți ca doi frați în căsuța părintească. Cum trăiesc doi frați când sunt mai mici? Pun la cale ceva, iar dacă au o mică ceartă, se împacă imediat și desigur vor să crească cât mai repede. La maturitate, părerile asupra multor lucruri din viața noastră s-au schimbat. De ce s-a întâmplat puiul? Dar suntem întotdeauna gata să ne susținem reciproc. Dragul meu frate, eu, Suriua, ia vină un picuț la mine, nu vrei să vină un picuț la mine? Nu? Nu vreau. Dragul meu frate, eu, surioara ta și nepoțelul tău, Dragoș, te felicităm astăzi cu ocazia zilei onomaștice. Îți dorim să fii puternic, ambițios și cu fără mare greutate să depășești orice obstacol care va părea în calea ta. Să ai o viață plină cu momente fericite, interesante, să te trezești în fiecare dimineață optimist și gata pentru a obține noi victorii. Fii mereu norocos, multă dragoste și fericire. La mulți ani și lui Ionuț cel mic, să crească sănătoși, să vă bucurați de el, să vă aducă numai fericire în viața voastră. Vă iubim mult, cu drag Loredana și Dragoș, care vă apreciază foarte mult și din păcate astăzi nu sunt alături de dumneavoastră, însă au dorit să fie cu sufletul lângă dumneavoastră și sper că au reușit. Dacă doriți să le transmiteți ceva,
Uite, vrei să-ți dau o foiță? Gata, mama, gata. Uite ce-ți dau eu ție, ia uite ce-ți dau. Nu vrei?